de a face o scurtă evocare despre cel despre care volumul încearcă descoperire, una dintre nenumăratele descoperiri despre care s-a pomenit aici. Și trebuie să mărturisesc că anii aceștia de după 1989, nu de puține ori, evocarea figurilor care ne-au conferit înrădăcinarea, demnitatea interioară a neamului nostru, pentru că asta este rostul martirilor, nu? Nu ca să ne fălim cu ei în detrimentul altora, ci pentru că a fost mâna lui Dumnezeu peste sufletul românesc, în așa fel încât, trecând vechiul regim, să avem puncte de referință, să avem lumini la care să ne referim, încă nu tot ceea ce a fost românesc a fost îngenunchiat, și nu numai că n-a fost îngenunchiat, pentru că au fost atâția anonimi care nu s-au îngenunchiat în fața idolului, regimului trecut, dar pentru că ne-a oferit o asemenea mărturie de fidelitate la harul lui Dumnezeu. S-a spus aici că nu există nicio școală în lumea aceasta care să confere diplome de martiraj. Nu există nicio școală, nici măcar de teologie, dacă aveți impresia că există, vă înșelați amarnic. Nu există nicio școală care să pregătească o persoană la martiraj. Ceea ce poate pregăti la martiraj, în schimb, este o viață petrecută zi de zi în simplitatea credinței și a rugăciunii. Biserica greco-catolică pe care Monseniorul a slujit-o cu devoțiune și aș putea spune că a fost mai mult decât atât, pentru că el își exercita postulatul la bisericuța sa, am putea spune personală, la Sacré-Cœur, mai trecea pe la catedrală pentru a păstori suflete apropiate și mergea prin familiile, să zicem, suspuse ale Bucureștiului, pentru că familia lui se înrudea cu multe dintre ele, mai trecea, și nu din când în când, pe la Biserica Greco-Catolică din strada Polonă, unde se ocupa de tinerii studenți veniți în special din Ardeal și cărora le era mentor și le era, așa cum s-a spus, în primul rând, părinte. Monseniorul a fost o figură internațională, odată pentru că n-a fost o întâmplare, probabil, la Dumnezeu nu e nimic în întâmplare, s-a născut într-o familie aristocratică și asta îi conferea deja legătura cu o serie întreagă de familii aristocratice ale lumii. Apoi a fost un om care, prin familia sa, prin pregătirea sa, a avut acces la foarte multe ocazii internaționale. El a mărturisit atașamentul său față de Hristos, dar a și profitat de acest suport interior și exterior pe care persoana sa, ca punct de referință, îl oferea. Apoi, faptul că a reușit să pătrundă inimile celor pe care i-a păstorit a fost posibil pentru că a mers pe această aristocrație interioară a nobleții. A nobleții care oferă acele înrădăcinări în lucrarea lui Dumnezeu. Și asta este impresionant, pentru că spuneam la început, nu de puține ori noi am încercat să facem din rememorările figurilor trecutului, de multe ori, o exteriorizare a frustrării noastre. O exteriorizare a sentimentului de nedreptate pentru care comunități, biserici au fost private de libertate și de un anumit simț al adevărului. Ori figura Monseniorului Ghita și a celorlalți care au mărturisit pentru Hristos până la scăparea de vechiul regim, ne spun să nu fim oameni crispați, ne spun să nu fim oameni care să aibă resentimente. În mod implicit, pentru cel care se înscrie pe drumul lui Hristos, va veni și momentul crucii. Și de aceea, ceea ce conferă perseverență și rezistență în momentul încercării nu e o diplomă de pregătire intelectuală, ci este o diplomă a fidelității și a rugăciunii la credința pe care doar Bunul Dumnezeu o face să înflorească în momentul în care sufletul se predispune la această fidelitate. E o fidelitate atât de simplă, atât de smerită,
încât mulți care au avut o diplomă în buzunar n-au știut să beneficieze de ea. Și lucrul acesta este foarte important. Apoi faptul că figura Monseniorului, așa cum este descrisă ea, de un preot greco-catolic până la urmă, fiindcă știți, toate sunt avantajoase, însă înainte de a fi preot, autorul cărții, a dat o mărturie de viață creștină în familie. Noi de multe ori astăzi în societatea creștină încercăm să ne ascundem în spatele unor idei pentru a impune niște lucruri străine de tradiție. Dar nu poți să iei asupra ta un apostolat pentru Hristos dacă în viața ta nu există o mărturie îndrătăcinată în Hristos profund. Au fost mulți dintre preoții greco-catolici de pildă care, pentru crezul lor, au mers la închisoare, chiar dacă au lăsat în lumea civilă o familie. Și familia, de multe ori, poate a rămas și fără mamă, pentru că în timpul de atunci chiar și mamele trebuiau să fie îndepărtate de propriul lor copii pentru a fi crescuți în grija partidului, care era singurul dătător de ton în societate. Și cu toate acestea, vedeți, oamenii aceștia au știut să fie martori lui Hristos în viața lor personală, în viața lor de zi cu zi. Și autorul Horea Cosmovici ne oferă prospețimea, în primul rând, a unei relații de la fiu la părinte și de la părinte la fiu. Și de aceea, vedeți, singurul lucru care se poate transmite este un lucru dătător de viață, un lucru creator de viață. Tot așa cum orice sfânt, nu este un diplomat al credinței, ci este un experimentat al credinței. Spunea un mare teolog al secolului trecut, nu vă spun numele, că numele se uită, că orice sfânt este o dogmatică experimentală, o teologie experimentală. Faptul că avem această mărturie republicată în mod providențial, pentru că totdeauna știți că cărțile bune dispar și trebuie o nouă ediție, o a treia, a patra ediție, și cu atât mai mult cu cât este îmbunătățită de un aparat fotografic remarcabil, nu? Ne oferă această prospețime a lucrurilor care scriu cu adevărat istoria. Istoria nu se scrie prin predici pioase, moralizante, ci se scrie cu viața. Monseniorul a avut, spuneam, șansa aceasta de a fi un personaj internațional, de a fi lăsat lucruri înscrise, din care, în fericire, ne putem hrăni. Au fost și dintre aceia care n-au putut să lase mărturii scrise, dar au scris viața lor în Hristos cu sânge sau cu mărturia de zi cu zi. Și pentru aceasta suntem astăzi recunoscători. Spuneam că a început, să zicem, această prezentare după masa de astăzi cu o carte despre lepădarea de rău, purificarea în fața răului, lupta contra răului ca definiție a mărturiei creștine. Am trecut acum în a contempla lucrarea lui Dumnezeu într-un suflet simplu care s-a abandonat în mâinile lui Dumnezeu și care a acceptat să facă acest parcurs cu Dumnezeu chiar și în lumea întunericului, așa cum spune psalmistul, și de voi trece prin umbra morții, nu mă voi teme că știu cu mine ești. Pentru aceasta exprimăm recunoștința față de darul vieții, Monseniorul, față de mărturia pe care Dumnezeu a putut să ne ofere în viață simplă de om, în această noblețe aristocratică interioară, și cu atât mai mult cu cât, iată, evenimentul nostru ne deschide spre un alt eveniment care se petrece în continuare și care este ceea ce Dumnezeu a reușit să facă în viața unuia care deja biserica l-a recunoscut ca sfânt. Deci, iată un periplu. A ajunge la sfințenie, trebuie să ne eliberăm de rău, să luptăm tot timpul contra răului, trebuie să perseverăm și în ceasul întunericului, dacă suntem consecvenți în rugăciune și credință, în așa fel încât să ne bucurăm de această zestre a sfințeniei pe care numai Dumnezeu o poate face. De aceea ne bucurăm că, iată, nu e o sfântă potrivire, ci e o sfântă providență, de a avea, spre finalul acestei dupămese, încă o mărturie în plus la ceea ce înseamnă o carte de căpătâie a spiritualității secolului trecut, cartea Drum a Sfântului, cu zi mai este.